Cum antrenamentul puilor. Da, da. Generația 2023, seria a întâia și a doua. Numai a întâia, nu? A întâia. Am înțeles. Zburați vădovie natural, că nu v-am întrebat, domnul Petre. Natural. Natural zburați, natural. Nu? Și reușiți, n-aveți probleme cu femelele, cu oată în timpul sezonului? Nu. Nu? De deci, ce? Bă, păi când ouăle mai angajați sau trebuie să le faci, sau o simțiți că se apropie de oată? Știu atunci, văd că alergă mascovi și nu da. Mai bag, dar calculez, mai mult mă gândesc pentru zborurile de fond, ca să le prind bine pe ele. Da. Cam viteza avut, de mi fondul e mai mult antrenament pentru dumneavoastră? Da, bă, ca să nu zic că dar îmi place și viteza, de ce să zic că nu-mi place, dar rezultatele am avut mai mult la fond. Da, da. Și în fiecare an zic, băi, anul acesta, cel puțin dacă iau două cupe de național și două de județean, sunt bun. E bine, nu? Da. Și 3 și 4 și 5 cupe naționale și județene. Stați de, stați de ei mult în timpul sezonului de concursuri? Câte ore stați printre ei? Nu. Deși sunt pensionar acum, nu stau. Dimineața, de exemplu, 2 ore. Da. Îi antrenați, le dați drumul și, dimineața? Da, le dau drumul dimineața și după amiaza, pe seară, practic. Da, dimineața, cel puțin anul acesta, după ce zburau cei de la Columbodrom. Da, să faceți programul după Columbodrom, este? Da, păi vorbeam cu băiatul la Columbodrom și să spui și mie că orele ca cât dai drumul ca să... Da. Cel puțin la început, atunci când a fost perioada cu să iasă afară. Să înveți acasă, da, aici. Da, după aceea nu mai aveam probleme, zic. Da, nu se mai duceau. Da, nu aveau probleme. Da. Dar nu s-au dus nici. Sunt pui reproduși numai din... Din matcă sau și din zburători? Aici, nu, numai din matcă. Aici numai din matcă, matcă, nu? Da. Reproduceți și, dacă îi țineți la natură, înseamnă că scoateți pui și din zburători, nu? Din zburători, anul acesta, cred că dacă am scos 5 pui. Atât doar? Da. Da, nu. Nu-i numai tot, din, nu? Din perechile la zburători, mai am și unii care, practic, au cât cu 2 ani palmares fond. Exact. Am mai scos cât un pui. Și din ei, dar... M-am axat mai mult pe el, dar anul acesta cred că am greșit că mai bine mai scoteam și din zburători. Da. Dar anul... Asta e? Nici la sfârșitul sezonului de concursuri nu mai scoateți pui din campioni? Nu. Din porumbei care au mers cel mai bine? Păi, dar nu mai am, practic, decât să pot să bag la mare. Da. Deci ce am scos, de exemplu, acum, când am scos din porumbei cu domnul Bădin. Da. Și acela care... Gutula? Da, e la dânsul. Și negricioasa aceea, ea, îi scoși din ei. Aha. Din cei deci îi scoși la noastră. Da, să scoși la mine. Frumos, da. Guta aceea de sus. Talie micuță, frumos. Da. De maratoniști. Da. Am, cred că am scos anul acesta vreo... V-a dat și porumbei frumos și valoros. Îmi place, da. Îmi place da. Cum arată, da? Am cam 20. A, 20 de pui cu sânge, Vasile Bădinini, da. Nu? Să vedem acum, i-am băgat cum la înțeapă. Pui, dar am văzut că merg bine, au mers până la siret, acum e gata. Da, e bine că ați băgat sânge proaspăt și de calitate. Păi am zis că să iasă vor și eu acum și pui, maraton. Pui eliminați din de mici dacă nu vă plac cum arată la mână sau îi lăsați? Să zboare. Nu, nu e la mână, nu. Îi lasă să nu, zboare nu la mână, nu? Că nu. Cel mai bine e pușca, îi alege. Da, nu i-am ales niciodată coșul la mână. Coșul de zbor. Da. E, dacă îl văd că merge cinci e cum, are alt defect, da. Dar în rest, nu. Da. Bag la zbor și dacă vine... Sunteți mulțumiți de cum au dat anul ăsta? Pui cum arată cu generația 2023, că știți cum e. Sunt mai bune, al mai... Da. Ies pui cum trebuie, altele mai ies. Față de acum un an când v-am spus că am avut o problemă cu sănătatea lor, chiar la zborul de la Bacău, dacă credeți că e posibil să fi luat microbul din mașină? De la transport? Poate că și din mașină, și nu știu, nu pot să mă... Da. Să zic că... Să vă pronunțați, să mă pronunț, să zic, băi, din mașină... Da. Dar acum un an a fost un an cu probleme cu... Da. Deși i-am vaccinat de 2 ori, chiar nici nu mă gândeam. Nu am reușit să-i... Da. Mulți, n-am avut ce să le fac și... Gata. S-au dus, nu? S-au dus, da. Aveți grătare pe jos, e bine asta. De câte ori le faceți curățenie? E curățenie la noastră, cam la... 2 luni. Ridicați grătarele, nu? Ridic. Da. Frumos.
Și-au luat boxele deja, văd, nu? Da, ei... Păi ei, vedeți acum, se echilibrează, numai de mă ascult pe mele. I-am ținut prima dată aici, unde sunt cita, și acum i-am mutat, băi, zic, haide... E, să simt altfel aici. Să simțiți altfel, ca da. Să poți să-i bag și la, da. La zbor. Frumos, bravo, super. Sper că baftă în continuare cu ei, vă dânsc. Sper să... Vă cunosc personal acum, mă uit altfel prin clasamentele dumneavoastră. O să mă încep să mă uit la maratoane, maratoane extreme. Păi, ne-am mai văzut și pe la Baco, că am mai fost și pe da, la... Da, 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 zic acum... Premiere. În crescătoria dumneavoastră e prima oară când vin acum. Da. Nu? Da. Da. Bravo. Baftă multă, domnul Petre, în continuare. Vă mulțumesc. Succes maxim. Mulțumesc. Coliere sus, exterioară, da.